Astăzi, alături de fiica mea, alături de părinții mei, am votat pentru o viață mai bună. Am votat pentru Republica Moldova fără culoace, fără scheme. Am votat pentru ca statul să aibă grijă de toți cetățenii, și de pensionari, și de copii, așa cum am grijă eu de copiii și părinții mei. Am votat astăzi ca cei care se află în diasporă să nu-și mai sărute copiii prin Skype, dar să fie acasă alături de невозможно добиться перемен, сидя дома. Первый шаг к переменам – это обязательно нужно прийти проголосовать. Domnule Osatăi, în câteva secunde suntem live la ProTV. Vă rog să ne spuneți ce așteptări aveți de la acest scrutin. Eu le-am aceleași așteptări ca majoritatea cetățenilor din Republica Moldova, deoarece oamenii în 30 de ani au fost mințiți, toți cetățenii, mai sunt mulți cetățeni care au o speranță și am și eu o speranță, ca și toți cetățenii, că lucrurile se vor schimba spre bine. Am văzut că ați uitat buletinul când ați intrat la secția de votare. Aveți emoții? N-am uitat buletinul, am uitat certificatul. Buletinul tot timpul la mine. Certificatul de vot. Da, vă mulțumim, domnule Osatăi. Ok. Să-mi poștea? Doamnelor și domnilor, da, vă mulțumesc. Am văzut prin prietenii de votare. La secția de votare. Nu? Deci, foarte repede să ne spuneți așteptările de la această zi și Așteptările sunt mari ca la toți cetățenii din Republica Moldova. Deja în timpul zilei vom vedea care va fi rezultatul. Sunt sigur că să fie o surpriză și o surpriză foarte mare. Pentru ce ați votat astăzi? Pentru ce? Astăzi am votat ca Republica Moldova să aibă o schimbare adevărată și nu o schimbare doar pe hârtie, așa cum s-a făcut în ultimii 30 de ani. Am înțeles. Mersi tare mult, Soli. Mersi.